Ialomița, între Sitaru, mănăstirea Sitaru aici în pădure la Balamuci, mai spune, în pădurea asta. De fapt, aia de acolo e pădurea, mai la dreapta, așa, este ce aici. Ea face aici o meandră de asta mare, deci o colește așa pe lângă stâna asta, o colește și o ia pe lângă, ăla e de acolo, Micșunești. Și ăsta de aici e Micșunești Moară. Între Micșunești Moară și Micșunești, e mari, e o șosea o asfaltată cu terenul ăsta agricol de 2-3 km cât are între ea. Și de acolo, din Micșunești Mari, urmează tot drumul asfaltat cu câteva case, o biserică pe partea stângă și drumul spre Fierbinți. Pietruit deocamdată, dar aici că în august vor să-l asfalteze și pe ăla. Iar aici e un copac de reper secular, multisecular. Se și vede cât e de mare. L-am văzut noi tocmai din Sitaru, de acolo, din de lângă mănăstire. Ne-a dus drumul ăsta forestier, să zic așa. Uite cât e de mare. Și ăștia, parte din Codivărsie, uite ce-a mai rămas. Iar aici cine a intrat un mărăcine de ăsta? Ne înțeapă. Da. Bicicleta lui Marin cu schimbător de viteze în butuc. Numai că e stricat butucul. Și l-a pus pe ăla din mijloc doar, să meargă.